În vremurile în care prezervativele nu existau, metodele contraceptive erau mai diferite. Tot una e de Ion Pribiagu. Rifca a venit la Rabi și e plină de obidă. Rabi, sunt nefericită! Iarăși am rămas gravidă! Dă-mi un sfat că tu ești sadic, ești de Dumnezeu aproape sau citește un psalm și roagă-l să mă scape, să mă scape. Greu, femeie, nu se cade firii să vă împotriviți. Chiar și în scriptură zice, creșteți și vă înmulțiți. Da, da, în copii vreo șapte fete mici, băieței, numai cel de sus mă știe cât e greu o duc cu ei. Rabinul deschide o carte, murmură o rugăciune și cu ochii către ceruri se înclină și apoi spune, Uite ce ai să faci femeie. Mâine dis de dimineață, mergi și-ți târguiești o oală cât mai mare de la piață. Iar târziu, când vraja firii te învăluie domoală, toată noaptea, toată noaptea, ții picioarele în oală. Desapropie sortitul pentru clipa de noroc, tu, picioarele în oală, nu le scoți deloc, deloc. Dacă asculți povața asta, care e binecuvântată, nu se poate. Nu se poate să rămâi însărcinată. Opt luni au trecut de grabă, sau chiar nouă, mi se pare, și într-o zi veni la rabi Rifca, dar cu burta mare. Nu mi-a folosit povața, zice ea foarte timidă, fiindcă uite de la mine, iarăși am rămas gravidă. Cum se poate? Îți spusesem când te-i duce la culcare, tu picioarele amândouă, să le ții într-o oală mare. Păi să vezi, eu cinstit rabii, zice ea cu mult lipici. N-am găsit o oală mare și-am luat două, mai mici.